Cazurile de COVID-19 cresc alarmant în Mehedinți. Mehedințenii sunt tot mai afectați de pandemie. În ultimele 24 de ore a fost înregistrat un deces, iar numărul celor infectați a explodat. 51 de persoane au fost confirmate pozitiv cu SARS-CoV-2 la nivelul județului. Este cea mai mare creștere de cazuri din ultimul timp. Situația este alarmantă în Mehedinți. În ultimele 24 de ore, alte 51 de persoane au fost confirmate cu COVID-19. Este cea mai mare creștere de cazuri din ultimul timp. Numărul total de îmbolnăviri de la începutul pandemiei și până în prezent a ajuns la 2086 de cazuri. Și în spitale situația este la fel de îngrijorătoare. Aproximativ 150 de mehedințeni sunt internați în acest moment, iar la secția de terapie intensivă 13 persoane se luptă pentru viața lor. Epidemiologică din județul Mehedinți de astăzi, 29 octombrie, este următoarea: 709 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 144 persoane sunt internate, din care 13 persoane sunt internate la secția ATI, 235 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost confirmați COVID-19 51 de persoane și un deces. Totodată, tot mai mulți oameni infectați cu SARS-CoV-2 își pierd viața. În ultimile 24 de ore a fost înregistrat un alt deces în Mehedinți. Este vorba de un bărbat cu vârsta de 46 de ani. Acesta a pierdut lupta cu viața în decursul zilei de ieri. O persoană de sex masculin, vârsta 46 de ani, persoana a fost confirmată COVID-19 și internată în data de 23 octombrie. Decesul a fost înregistrat în data de 28 octombrie. Persoana suferea de diabet zaharat tip 2, hipertensiune arteriale și obezitate. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți, calculată conform hotărârii de guvern 156 din 2020, este de 1,19. Numărul mehedințenilor infectați pozitiv în ultimele săptămâni arată o creștere semnificativă în județul Mehedinți. Datele menționate sunt în dinamică și se schimbă de la o oră la alta.